Bună, numele meu este Elena. Bine ați venit și revenit pe canalul meu. Astăzi, după cum se poate observa, am un unboxing Oriflame al campaniei 5. Din păcate, nu mai am un catalog să vi-l pot arăta, dar cred că toată lumea îl știe. Am să vă arăt ce mi-am luat eu și ce am pe comandă. Mi-am luat această perie pentru baie din lemn. Am avut mai multe comenzi pentru ea în campaniile trecute și am hotărât să mi-o cumpăr și eu. Sper să fie bună. Apoi am mai avut încă o perie pe comandă. De la ofertele online mi-am putut achiziționa acest organizator care mi s-a părut super, super drăguț, mai ales cu imprimeul acesta de trandafiri, care mie îmi place foarte mult. Sper să nu fac foarte mult zgomot. Să vedem cum arată. Wow, e super, e super, super. Și are și o întăritură aici. Cam așa ceva arată. E super tare, chiar îmi place foarte mult. Mai departe, am aici un parfum Volare Gold, care mi l-am luat pentru mine. Și am să vi-l arăt. Am auzit numai lucruri foarte bune despre el. Este un parfum foarte rezistent și să vedem și cum miroase. Sper să-mi placă, în catalog mi-a plăcut foarte mult. Da, este super. Este un parfum dulce, floral în același timp. Sper să reziste și pe pielea mea. Îmi place foarte mult. Mai departe, am aici pe comandă un pieptăne cu dinții rari. Apoi, am aici, au fost în acest set, parfumul pentru bărbat Possessed Man și la achiziționarea parfumului primeam și deodorantul spray. Sunt pe comandă și nu le pot desface. Apoi, am mai avut tot pe comandă o perie rotundă. Mi-am achiziționat și eu această perie ovală. Am mai avut-o în trecut și îmi place foarte mult. Am mai cumpărat 5 săpunuri Lace Love ca să le pot face cadou și să-mi opresc și eu pentru mine. Pe comandă am avut și o cremă din aceeași gamă Lace Love. Pe comandă am avut încă o perie din asta ovală. Am avut două separatoare pentru, nu separatoare, mă scuzați, recipiente pentru dischetele demachiante. Unul este pe comandă, unul este al meu. Sper să-mi placă și asta. Apoi, am mai avut pe comandă încă un parfum Volare Gold. Tot pe comandă am avut un fond de ten Everlasting Foundation în nuanța natural beige. Apoi, tot pe comandă am avut acest parfum, Paradise Man. Este un parfum super rezistent și miroase foarte bine. Tot pe comandă am avut acest parfum pentru ea, Full Moon. Apoi, încă un pieptăne din ăsta cu coadă. Tot pe comandă. Tot pe comandă am avut acest ruj 5-in-1 Color Stylist Lipstick Featherlight în nuanța Violet Velvet. O să vi-l arăt pentru că persoana care și l-a comandat mi-a dat voie să îl deschid, doar că nu o să vă pot face swatch. El arată cam așa. E o nuanță superbă de mov. Super, super arată. Sper să-i placă și persoanei respective.
Apoi, mai am avut pe comandă 3 rimeluri The One, 5 in 1 Wonder Lash Mascara, care sunt niște rimeluri foarte bune. Apoi, tot pe comandă, am avut aceste farduri lichide care arată super. Ăsta este nuanța blue și ăsta este nuanța white. Nu știu dacă se poate vedea, dar arată super, super, super. Cred că la următoarea comandă am să-mi iau și eu câteva nuanțe. Apoi, tot... A, ba nu, astea sunt ale mele. Am hotărât să-mi schimb periuța de dinți și am luat două periuțe de aici, de la Oriflame, una medie și una soft. Am luat să am. Tot pentru mine este și această cremă pentru cuticule. Am auzit că este foarte bună și am decis să o încerc și eu. Sper să nu mă fi înșelat. Tot pe comandă am avut acest creion de ochi Kajal. Cam așa arată. Aici se vede un albastru, dar el este un gri. Este în nuanța Smoky Charcoal sau ceva de genul ăsta. Am mai avut pe comandă încă un ruj Color Limited Matte Lipstick în nuanța nu știu ce nuanță. Nu scrie aici nuanța. Dar pot să vă arăt. Este rujul care și mie îmi place foarte mult. Am și eu câteva nuanțe. Este un roz potrivit acum de primăvară. Foarte drăguță nuanța. Așa. Mai departe, încă un ruj, tot din aceeași gamă mată. Să-i vedem și culoarea. Este un roz pal, mult mai deschis, care arată așa. Super culoarea și acestuia. Sunt niște nuanțe foarte potrivite de primăvară. Apoi, tot pe comandă, am avut aceste două rimeluri de la Very Me. Ăsta este verde, iar ăsta este auriu. Tot pe comandă le-am avut. Încă un fond de ten, Everlasting Foundation, în aceeași nuanță, natural beige. Am putut înlocui taxa de manipulare cu acest șampon. Așa. Apoi am mai avut pe comandă încă un ruj din gama Color Box în nuanța Shimmering Sherry. Este un ruj foarte sidefat. Da, arată bine. Tot pe comandă am avut acest parfum, Be The Legend. Am mai avut și o cremă de ochi din gama Love Nature cu trandafir sălbatic. Iar la programul de loialitate am primit acest set semnat de Monica Bârlădeanu. Vine foarte frumos ambalat într-un săculeț așa de piele. Wow, sunt superbe! Așa arată pandantivul cu lănțișorul. Este un lănțișor foarte fin. Chiar îmi place. Și aceștia sunt cercelușii care arată așa. Sunt superbi și ăștia. Îmi plac foarte mult. Și ultimul produs este o ojă din gama Colorbox în nuanța nude. Pe nude. Cred că pink nude. Da. Și aici am foarte multe cataloge. Cam așa arată catalogul următor din campania 6. Sunt foarte multe noutăți. Se relansează gama Love Nature. Multe oferte. De-abia aștept să le răsfoiesc.
Bun, fetelor, cam ăsta a fost unboxing-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut și vă aștept la următorul videoclip. V-am pupat!